Bine v-am găsit la un nou episod din aparatul cardiovascular. Astăzi vom discuta despre tensiunea arterială. Uneori ne simțim rău, alteori ne trebuie o viză medicală, suntem sportivi sau vrem să ne facem permisul de conducere. Pur și simplu am ajuns la medicul de familie și vrea să ne verifice starea de sănătate. În foarte multe circumstanțe ajungem să ne fie luată tensiunea arterială. Haideți să vedem un pic astăzi, bazându-ne și pe cunoștințele aflate până acum, să vedem ce poate să presupună valorile pe care le luăm. Știm că întotdeauna când luăm sau ni se ia tensiunea arterială, avem două valori, ce pot să presupună acestea și cam încât între ce parametri ne aflăm cu acestea în siguranță sau relativă siguranță. Înainte de a intra în cum monitorizăm și ce presupune, practic, acele bătăi și acele valori, haideți să discutăm în termeni simpliști ca să pricepem mecanismul, ce este tensiunea arterială. În primul rând, am vorbit, ca și în episoadele anterioare, de presiuni. Da? Am vorbit și la capilare de o presiune care trebuie să existe pe interiorul vasului de sânge ca acesta să iasă afară și să ajungă la țesuturi și apoi o diferență iarăși de presiune mică sau mai mare în afară și înăuntru ca să reintre înapoi pe vene și să fie condusă la inimă și așa mai departe. Ei, ca aceste vase de sânge să fie în bună stare de funcționare și sângele cu nutrienți, cu oxigen, dar și cu nutrienți să ajungă la fiecare celulă, practic de la inimă și până în vârful degetelor de la picioare, este cale lungă, trebuie să avem un anumit nivel de presiune internă și aceasta va fi acea tensiune arterială despre care am amintit. Deci, volumul de sânge cu presiunea creată de acesta în pereții vaselor de sânge vor constitui tensiunea arterială. Dacă e să devenim puțin mai tehnici și vă rog, în cazul în care nu ați vizionat, să mergeți și să vizionați episodul anterior cu debitul cardiac, deoarece tensiunea arterială, după cum putem observa, este în strânsă relație sau este creat și de, unul la mână, debitul cardiac împreună cu ce? Cu rezistența vasculară sistemică. Ce poate să fie aceea și din ce e dată? Păi e dată din multe lucruri. E dată din capacitatea aceasta a vaselor de sânge, în principal a arterelor, de a se mări sau micșora în diametru. Numim acest lucru vasoconstricție, vasodilatație și am discutat și în episoadele anterioare despre sistemul nervos vegetativ, simpaticul și parasimpaticul, care au aceste efecte, dar nu doar emoțional reacționăm la acest stimul, deoarece și frigul sau căldura, anumite substanțe, alcoolul, diferite droguri și alte cele pot să aibă de asemenea efectele similare de vasoconstricție sau de vasodilatație. Un alt aspect când vorbim de rezistență va fi și viscozitatea. Deci viscozitatea va fi cât de coagulat sau lichid este sângele și noi știm că, spre deosebire de apa, sângele poate să fie și mai dens și este mai viscos, îl numim. Ei, uneori este mult prea viscos și acest lucru poate să contribuie la modificarea tensiunii arteriale prin rezistența vasculară sistemică. Acum, dacă am zis că pe lângă această rezistență sistemică vasculară mai avem și debitul cardiac, un scurt reminder, să ne amintim un pic din episodul anterior, ziceam că debitul cardiac este creat de frecvența cardiacă sau pulsul, deci numărul de bătăi ale inimii pe un minut dat și mai ce? Volumul sistolic sau volumul de bătaie. Și ce e acela? Acela este dat de volumul sângelui, după cum aminteam, și volumul sistolic și de, practic, cantitatea de sânge ejectată înspre artere pe o bătaie, pe o contracție. Și celălalt aspect care îmi dă variabilitate pentru, practic, volumul de bătaie sau volumul sistolic este contractilitatea, care iarăși am văzut tot prin sistemul nervos simpatic sau parasimpatic și prin alte mecanisme, de aceea vă recomand vizionați debitul cardiac și veți vedea exact ce se întâmplă și cum. Dar dacă e să rămânem cu ce factori majori influențează tensiunea arterială, putem extrage din tot ce am zis până acum, pe de o parte volumul sângelui, pe de altă parte contractilitatea inimii, și aici o să vorbim de ventriculul, deci practic de sistola ventriculară, de frecvența cardiacă sau pulsul, numărul de bătăi, știm că influențează volumul de sânge și nu numai, și încă de ultimul aspect de rezistența vasculară, și cel mai des este unul din factorii principali, nu atât viscozitatea, cât mai degrabă vasoconstricția sau vasodilatația, deci practic cu cât diametru e mai mare, dar eu am același volum de sânge sau debitul cardiac este același și vasele de sânge se dilată, scade presiunea internă, scade tensiunea arterială, pe când dacă am același volum și un relativ același debit, dacă micșorăm vasele de sânge că poate e rece, inițial ce o să se întâmple? O să crească tensiunea arterială și vom mai vedea în episoade viitoare ce și cum se poate modifica patologic și cum putem să gestionăm ca să fim și în siguranță, dar ca să și creștem. Că nu vrem doar să vină omul la terapie și atât, vrem să creștem acești parametri sau omul, chiar dacă rămâne în aceiași parametri, face din ce în ce mai multe funcții motorii. Înțelegeți? Dacă am vorbit la circulația mare și mică într-un episod anterior exact ce se petrece, în cazul în care n-ați vizionat videoclipul, vă sugerez să o faceți, ziceam că inima se află între plămâni, în cavitatea toracică, iar distanța pe care trebuie să o parcurgă sângele din circulația mică sau pulmonară este mult mai mică, da? Pentru că e chiar acolo între plămâni și atunci presiunea internă sau tensiunea arterială a circulației pulmonare nu este așa ridicată, nu are nevoie să fie, însă atunci când vorbim de circulația sistemică și din ventriculul stâng trebuie să evacuăm sângele în aortă, iar acesta din aortă trebuie să ajungă împotriva gravitației până în cap și trebuie să meargă așa cale lungă până la picioare, în vârful degetelor de la picioare și să perfuzeze între țesuturi, să iasă prin capilare, să fie totuși atâta presiune cât să iasă prin capilare, avem nevoie să fie la niște parametri. Dar ținem cont principalul factor aici sau principalul aspect când vorbim de circulația mare și mică este că este mai mare tensiunea arterială în circulația sistemică decât în cea pulmonară, ceea ce este și logic. Iar noi când vorbim de măsurarea sau monitorizarea tensiunii arteriale, noi o să vorbim de măsurarea tensiunii arteriale sistemice, deci de la aortă încolo. Cum putem monitoriza și lua tensiunea arterială? Folosindu-ne de sfigmomanometru sau de tensiometru. Tensiometru eu de obicei prefer pe cel manual și în care observ valorile în milimetri coloană de mercur, am o pară cu care îmi umflu și îmi cresc presiunea din manșon, din manșeta pe care o aplic pe brațul pacientului și folosesc un stetoscop și vom vedea imediat la ce ne folosește și stetoscopul. Desigur, putem să obținem aceleași valori și dintr-un aparat digital care are un senzor care poate să facă același lucru pe care îl face și urechea noastră, însă uneori, dacă nu ai baterie sau nu ai o sursă de curent, este mai greu de folosit acest tensiometru și cel manual este dependent doar de un operator, un specialist sau un om care știe ce să asculte. Și acum să sperăm că după acest material mai mulți vor fi capabili să ia o tensiune în mod corect. Când vorbim de lua tensiune sau monitoriza tensiune, vorbim de două valori, una mare și una mică. Ca să intrăm și mai în detaliu, vorbim de cea mare sistolică și de cea mică diastolică. Acum, sistolă și diastolă, noi ținem minte din episoadele anterioare că vorbeam de sistolă, capacitatea inimii de a se contracta și de a expulza sânge în același timp, și diastolă atunci când se relaxează cordul. Acum, ce se întâmplă când vorbim de circulația sistemică, de circulația mare? Când zicem de sistolă, vorbim de contracția ventriculului stâng, de închiderea valvei mitrale sau bicuspidă dintre atriul stâng și ventriculul stâng și de deschiderea semilunarelor și expulzarea sângelor în aortă. Aceasta va fi sistola. Și dacă stăm să ne gândim, în momentul în care o cantitate mare de sânge din ventriculul stâng este expulzată cu forță în afară pe aortă, în aortă se crește presiunea foarte mult. Sângele nu are goluri, nu are continuitate, așa că dacă inima forțează sângele afară brusc pe toată artera, va crește tensiunea pe o distanță frumoasă și va avea valoarea de sus. Atunci când zicem că avem o valoare de 115 cu un 63, să zicem la întâmplare, este o valoare normală, parametrii sunt ok și pentru sistolică și diastolică. Inima, în momentul sistolei ventriculare stângi, automat va avea tensiunea de 115, adică presiunea aia internă a sângelui care se împinge în pereții arterei aorte și mai departe, subaxilară, brahială și așa mai departe, că noi luăm aici la braț, vom vedea că are această valoare. Imediat o să vedem exact și cum putem să auzim în stetoscop această valoare, dar în momentul în care se relaxează, ce se întâmplă? Valvele semilunare, odată ce sângele este pe aortă, ca să nu lase sângele să închidă, cu o presiune așa mare, ele se închid automat, deoarece în momentul în care se relaxează ventriculul stâng, presiunea din ventricul scade. Este un ventricul care s-a contractat și revine la forma inițială, însă este fără sânge. Deci este aceeași cavitate goală de sânge, care acum are o presiune mult mai mică decât anterior, iar presiunea din afara cordului pe arteră este mult mai mare. Deci dacă este diferența asta de presiune, valvele semilunare de sus, cum erau deschise, pică și se închid în jos, spre deosebire de bicuspida mitrală dintre atriul stâng și ventriculul stâng, care erau în jos când a venit sângele din atriul în ventricul și a urcat în sus când în ventricul a crescut presiunea. Iar în momentul în care se închide semilunara, sângele nu mai este forțat și tensiunea aia arterială, presiunea din interiorul arterei, scade brusc și aceasta va fi la o valoare mult mai mică decât cea sistolică anterior urmărită. Și acestea două sunt cele două valori pe care fie le auzim cu stetoscopul, fie ni le înregistrează aparatul. Exista acum peste 100 de ani un fiziolog mult mai intuit decât mulți și, sigur, atunci erau mai mulți fiziologi care urmăreau și monitorizau tensiunea arterială. Era un fenomen deja tot mai urmărit, însă el a identificat 5 faze pe baza cărora a putut să își dea seama, deci practic să culeagă informație relevantă care pot să sugereze starea de sănătate, normalitate sau de deviere de la aceasta. Și în prima fază este acea bătaie foarte ușor auzibilă, este foarte subtilă, este micuță, dar este prezentă. În momentul în care intri în faza a doua, este ceva mai vâjâit, în care este ca și cum un lichid curge printr-un tub cu o rezistență mai mare. După care, undeva în a treia fază, mai la mijloc, se aude bătaie mai mare și vom vedea ce înseamnă și această bătaie. În faza a patra, din nou, scade sunetul, scade intensitatea sunetului, ca și cum se aude bătaia, dar undeva amortizat, ca și cum este sub un tampon sonor. Iar în ultima fază este liniște. La fel cum începe când suntem peste presiune și când trecem de diastolică în jos, în sens negativ, nu se mai aude nimic. Hai să vedem fiecare etapă cum se manifestă în momentul în care punem manșonul pe braț. Și punem manșonul pe braț, iar stetoscopul trebuie să-l punem exact pe zona arterei brahiale. Și în momentul în care se umflă manșonul, manșonul se poate umfla peste și trebuie umflat peste tensiunea arterială, peste presiunea aia cu care sângele împinge vasul de sânge. Și dacă ziceam 115/63 în exemplu anterior, noi dacă umflăm la 140, clar, manșonul are presiunea peste cea arterială, iar după cum putem vedea și în imagine, artera este blocată. Sângele, neavând presiunea mai mare decât a manșonului, nu poate să scurgă prin artera aia și rămâne în loc. Ok, dar în momentul în care eliberăm de la pară aerul din manșon și începem și observăm acolo pe manometru că scade acul și ne apropiem de tensiunea 116-115, în momentul în care cu un pic scade sub presiunea internă, noi auzim prima fază, acele bătăi ușoare, de-abia de auzit. Și sângele, în scurte pulsații, trece pe lângă manșon și acele bătăi ușoare se aud în stetoscop. Ce bătăi sunt acelea? Păi bătăile sistolice, pentru că ziceam că în sistolă crește presiunea brusc, da? Pentru că ventriculul expulzează foarte mult sânge în aortă și acel sânge va fi auzit, acele bătăi vor fi auzite în stetoscop și vor constitui valoarea de sus. Coborâm, trecem în următoarea fază în care deja, dacă suntem la 110-105, se aude acel vâjâit, acea ca o rezistență, după care în momentul în care suntem la un 90 se aud niște bătăi mai tari sau chiar la 100. Iar în momentul în care coborâm spre a patra fază, sunetul iară scade, pe undeva pe la 63, dacă era să luăm exemplu și să continuăm pe exemplu dat anterior, pe la 63 nu se mai aude decât foarte puțin, pe când la 60, 58, 50 nu se mai aude nimic. Este ultima fază din sunetele Korotkov și e liniște. Dar din nou, și dacă mergeam la 140, nu se auzea nimic, pentru că presiunea manșonului era prea mare, sângele nu circula și nici sistolicul nu era suficient ca să îmi dea acel sunet de bătaie în stetoscop sau, sigur, în senzor dacă folosim varianta electronică. Deci cam așa putem monitoriza tensiunea arterială. Cât e normal? Cum e normal? Păi înainte ziceam că e undeva sistolicul la 100-140 și diastolicul la 60-90. Astăzi considerăm un stadiu de normalitate la 100-120 și 60-80. Dacă coboară sub 120 e bine, dacă urcă zicem că intrăm în faza de pretensiune și până la 139 suntem în faza de pretensiune, deci nu-i chiar bai, dar este un semnal de alarmă că ok, ceva cumva poți să mai modifici. Iar dacă ar crește peste 140, deja intrăm în prima fază de hipertensiune. Acum, cu cât crește mai mult, mai ales peste 180, cu atâta este mai mare pericolul. Am avut pacienți care au avut 220, 250 și sigur, în primul rând, eu, deși mă panichez intern, încerc să țin totul pe dinăuntru și să-l calmez pe om. Pentru că dacă eu mă panichez, și eu sunt specialistul în sănătate, iar omul din fața mea se panichează de la panica mea, ce vă ziceam, sistemul simpatic și parasimpatic poate să-mi aducă o influență asupra volumului sanguin și rezistenței și să crească și mai mult tensiunea și la un moment dat să se producă un accident și nu ne dorim acest lucru. Dar ne dorim că, deși ținem sub control situația, să înțeleagă importanța de a ajunge de urgență la spital în cazul în care se poate deplasa, că ne uităm și la om dacă se simte bine, dacă nu e rău, analizăm și clinic aspectele omului din fața noastră, ori în cazul în care este și semi-absent sau sunt și alte semne care ne indică că e pericol, îl calmăm și așteptăm ambulanța pe care noi o chemăm sau familia, în timp ce încercăm să ținem situația sub control. Sigur, asta e despre tensiunea crescută, însă dacă nu e despre hipertensiune și mergem înspre direcția de hipotensiune, în direcția opusă, nici atunci nu este bine dacă vorbim sistemic, deoarece, cum am zis chiar la începutul acestui material, noi trebuie să fim capabili să împingem sângele și până în cap, împotriva gravitației, dar și până la picioare, cale lungă. Ori noi dacă avem presiune prea scăzută până ajungem în vârful degetelor de la picioare, s-ar putea să fie prea puțină ca să-și facă treaba, iar în carență de sânge cu nutrienți și oxigen, lucrurile degenerează. Deci, acești parametri trebuie ținuți, de-aia nu este o valoare fixă, sunt niște parametri, iar în momentul în care scădem prea mult sau creștem prea tare, de obicei creștem prea tare și aici este problema majoră, putem să facem lucruri ca să ținem lucrurile sau să le aducem înapoi sub control și să le menținem aici. Însă, dincolo de gimnastică, pentru că aici totuși suntem pe un canal de gimnastică, este o muncă în tandem, deoarece trebuie să intre uneori cardiologul, nefrologul, reumatologul, diabetologul, nutriționistul, dietetician, psihologul clinician, pentru că sunt multe fațete atunci când vorbim de aparatul cardiovascular și de mai multe sisteme și aparate implicate, ori ca să le rezolve pe fiecare în parte, este nevoie de o întreagă suită de specialiști ca să ne asigurăm că lucrurile și se duc într-o direcție pozitivă, dar fiecare își face treaba bine. Că dacă lăsăm totul în cârca pacientului, s-ar putea ca lucrurile să iasă destul de dramatic. Și nu ne dorim asta. Ne dorim ca pacienții noștri să crească, să intre în posesia funcției înalte și să devină membri productivi pentru societate sau cel puțin să le crească calitatea vieții, să se bucure de viață câtă au și câtă este cu putință. Trebuie să vorbesc, dacă tot am lăsat-o într-o notă de hipertensiune arterială, trebuie să vorbesc și puțin despre cazuri extreme. Că deși noi vorbeam și v-am dat exemplu de niște cazuri de pacienți în repaus care aveau 220 sau 250 sistolicul, noi trebuie să ținem cont că și fiziologic avem situații extreme și aici o să fac o trecere spre cei care lucrează la sală și vedem aici un om care împinge la presă greutăți cu mult peste greutatea corpului. Și aici au fost întâmplător cele mai înalte valori registrate. Nu înseamnă neapărat că doar acest exercițiu poate să genereze astfel de tensiuni arteriale, doar că până acum, din toate studiile adunate până acum, că precis vor mai fi și se vor mai schimba lucrurile în timp, până acum la un aparat de presă, nu de foarte mult timp în urmă, a fost înregistrat o tensiune arterială sistolic 480, iar diastolic de 350. Cam extrem, nu credeți? Dar Aceasta a fost tensiunea înregistrată. Gândiți-vă acum că pereții vasculare arteriali, eu ziceam în episodul de vase de sânge, că sunt și elastici, au această proprietate elastică, însă nu e nelimitată. Și la fel ca și cum dacă mergem cu o mașină supraturată sau centrala din bloc este supraturată, un furtun, o valvă, ceva undeva se fisurează, cedează, se uzează. Iar vasele de sânge, pe măsură ce se fisurează, vor căpăta anumite probleme, vor deveni patologice și vom discuta în episoade următoare ce pot să producă, la ce complicații putem ajunge și sigur voi face trimitere și către episoade din sistemul nervos, însă trebuie să știm că aceia care în mod frecvent ne ridicăm tensiunea arterială peste niște parametri normali, o să avem uzură mai multă pe aparatul cardiovascular, riscăm complicații mai multe, iar recomandările la nivel internațional sunt să ne verificăm mai frecvent cordul și anumiți parametri cardiovasculari în momentul în care ne știm că facem astfel de acțiuni. Mergem la sală și tragem greutăți, cărăm camioane, rabe și alte jumătăți de tone cât ar fi și recordul la îndreptări și așa mai departe, deoarece riscăm puțin mai mult. Sigur, nu înseamnă că să nu facem, dar să avem grijă. Da? În momentul în care depistăm că lucrurile ies de sub control, să putem să ne modulăm în jos sau cu medicație, să facem anumite decizii poate un pic mai bune. Vă mulțumesc pentru atenție, mă bucur că și de data aceasta ați fost alături de mine și vă aștept cu drag în episodul următor în care vom mai vedea încă câteva modalități prin care, tot așa ca și astăzi, fără să ne coste prea mult timp și sigur să ne dea informație valoroasă despre statusul nostru cardiovascular, putem să facem cu minimă investiție și timp. Până data viitoare, vă urez multă sănătate. La revedere!